Și bine v-am găsit la un episod, mă numesc Alex și bine ați venit la partea a doua din jocul nostru BNG Drive, a treia parte din jocul nostru BNG Drive Roleplay. Bun. Și tocmai aici am ajuns acasă și e timpul să ne culcăm, mașina o să rămână aici. Și va trebui să găsim o altă mașină. Și tocmai de aceea n-avem voie să dăm tab, pentru că mi s-a întâmplat de multe ori, am mai încercat de câteva ori și am apăsat tab și ați văzut mașina și nu trebuia să vedeți. Cam stresant din păcate, dar asta este. Și nu vă spun ce mașină este, deci hai să terminăm o dată și să ne mergem la culcare. Ce zi frumoasă am avut. Și e timpul să mergem cu taxiul, să ne ia și să mergem să luăm mașina noastră. Și apoi trebuie să aducem mașina aia părăsită. Pentru că aia n-o să o vindem. Vă anunț de acum, n-o să o vindem. Să știți, n-o să o vindem. Pentru că mașina asta este pentru o misiune. Și de asta tocmai nu avem voie să... Ok, mi-am pus căștile de invest. Ce, mă? Bun, mi le-am pus invest și mi le-am pus acum normal. Da. Așa, deci hai să mergem cu taxiul, să-l așteptăm. Ok, suntem în taxi. Am avut puține emoții acolo, ca să nu vedeți mașina. Da, nu eu am spawnat-o, e spawnat-o de joc, să știți. Nu iese în niciun caz un mod sau ceva. Și da, acesta poate fi... Știți că în prima parte din acest roleplay, tot cu taxiul ăsta ne-am dus înapoi acasă. Și de data să ne ducem iarăși cu el. Uitați-ne acolo. Bun. Și de data să ieșim. Nu o să mai facem măscări. Intrăm în mașina asta. Sau nu. Revin eu imediat. Am terminat și eu. Hai să intrăm în taxi. Am intrat, să închidem ușa și să plecăm acum. Acum punem pe automat. Dacă vreți să faceți la fel ca mine, apăsați camera 5, că camera 5 pe W se dă. Pe W se dă această cameră. Gen te miști, înțelegeți? Și dacă te miști... Ok, hai să mergem. Ok, mergem. Dacă vă întrebați de ce acum n-am mai apăsat acele clape, pentru că pur și simplu am dat pe automat. Și dacă vă întrebați cum, apăsați eu și așa o să vă meargă. Bun. Da, așa să mergem până acolo, pentru că știți că noi nu, dacă mergem, lăsăm o mașină acolo și apoi ne întoarcem cu ea și o luăm. Nu știu dacă știți la ce mă refer. Și taxiul ăsta o să nu mai intru în loc în fiecare zi. Și taxiul pe puncte, apropo. Ok, aici, domnul, aici este. Ok,
Bun. O să spawnăm un uniciclu, știu că tișez, da. Adică uniciclu suntem noi. Oamenii în jocul ăsta. Ok, nu mai contează. Oh, revin imediat când duc taxiul acolo. Bun, bă, ți-am dus și taxiul înapoi și e timpul să mergem cu mașina noastră. Asta e că nu mi-am usat eu. Și da, o să ne întoarcem după mașina noastră. Aia veche, tot cu taxiul, pentru că da, de ce nu? Și da, nu mai vorbesc pentru că sunt concentrat aici, că altfel așa ce agenții și zici că nu astea roleplay. Dacă faci un accident mare, n-ai bani, te-ai dus. Și cred că va fi mult de mers. Până să luăm mașina de acolo. Și știu, poate vă întrebați de ce nu e pe acolo și astea. Pentru că trebuie să mergi pe drum. Eu așa am inventat regula asta, să mergi pe drum. Unde ți indică drumul, pe acolo mergi. Dar va fi ceva, va fi ceva. Și o să localizez eu locația unde cred eu că va fi. Sau nu, o să pun pauză. Știu că episodul ăsta o să aibă multe pauze, dar asta este. Hai să luăm, să luăm pe aici, să luăm pe aici, să luăm pe aici. Oh my god, fuck! Hit. Cred că nu putem să scăpăm de aici. De voi? Cred că putem. Da, putem, 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 putem. Am pus pe parking aparent. Nu mai contează. De data asta am pus-o departe. Deci o să o localizez. Ok, o să pun pauză și o să localizez unde este acea mașină. Bun, băieți, am și localizat. Aici, și hai să mergem. Din câte vedeți, avem linia. O să încerc să merg încet. Știu că poate vă întrebați, tișez, tișez! Dar nu tișez, pentru că nu știu unde poate fi, adică trebuie să mă uit prin toți boscheții. Să mă uit, deci de asta trebuie să pun locație și când ajungem la finalul lor. Ok, mai o mola de la cap. Ce vreau să facă. Și da! Când ajungem acolo, când arată ce să mergem în boscheți. A,
avem pe aici? Avem, avem băste de, de încet, nu știu cum se numesc. Da, și mașina, nu, nu pot să dau explicații, că nici eu nu știu cum arată. Are și pe aici prin apă. Bine măcar că avem mașina asta foarte bună de off-road. Atât. Am luat o notă greșit, bă. Oh my god, de ce fac... Am spart stopul ăla, cred. Chem platforma să o ia. Pentru că trebuie să mă duc acasă. O să pun aici un point. O să merg eu cu taxiul să o iau. Ce bun, nu vă mai puteți face griji pentru că acum pot să apăs tab cât vreau pentru că... Oh my god, sper că nu am... Ia să cobor un pic. Un pic mașina asta veche. Ia vezi că pornește. Și putem să, să o cărăm de aici. E mai ușor cu platforma. Da, pornește, pornește. Deci putem să urcăm pe platformă. O, scuze că dacă are prea multe pauze, dar n-am ce face, băieți, n-am ce face. Acum trebuie să mă duc să vorbesc, să vorbesc cu ăștia de la platformă să vină. Sau nu, hai că spawnăm împreună cu voi, cum am spawnat și, cam, și tirul ăla. Cam, pardon, autobuzul ăla. Și ăsta de tractare va fi fix aici. Și o să venim cu taxiul să luăm și mașina noastră veche. Sau nu, că asta, asta nu cred că mai avem ce face cu ea, dar trebuie să mai mergem cu ea pentru că... De ce nu? Pentru că mașina noastră, adică... What? Spawn-ul, asta este... Bun, hai să mergem. Hai să mergem spre camion. Duce pe scurtătură. Cred că asta este scurtătura. Dar cu camionul ăla sigur nu avem șanse pe aici. Sau cred că putem avea șanse cu camionul pe aici. Cred că putem avea șanse. Ok. O luăm pe aici. Și da! Deci șoarecii
mănâncă brânză? Pentru că e mică ca ei! Normal, adică... Avem bani de reparații? Cât costă? Oh my god, costă câtva. Hai să dăm timpul înapoi. Asta chiar n-ar trebui să se întâmple. Și linia? Deci, e pe acolo. What the fuck? Ce da? Nu tăși pe asta! Bă, nebunule care ești! Vezi în ce-am trecut eu, bă? Bă, bărbat de 2 lei! Doamne. Și da, adică e prea interesant, adică mie... Oh, oh my god, oh my god, oh my god, ține! Oh! Asta a fost pe... Cât pe ce? Cât pe ce? Aoleu, aoleu, mi-e frică să mă nu mă iau aici cu mașina asta. Scât un tir. Așa mă, scât într-un tir. Să nu mă duci cumva într-un tunel, că apoi explodează! Am luat-o pe aici. Bun, nu mai fac mască, nu mai fac mască, că apoi nu mi-l postează, mami. De ce am zis asta? Ok, să ne preface că n-am zis așa ceva. Ok, nu mai fac mască, nu mai fac mască, nu mai fac mască, te rog, Alex, nu mai fac mască. La copii. De ce? Uite acolo și platforma. Bun. Alo? E cineva aici? A, bun, mărețea. E timp. Să vezi cum mor direct. Dai! Mamă! N-am condus în viața mea așa ceva. Un camion. Doar știți fac ostea mea de camion. O știți, nu? Trebuie să schimb prea repede. Uitați-vă măcar ce timp panara mea să fac aici. Mă descurc bine. Asta e nemuritor, adică cred că nu o să mă mai auziți bine. Mai ușor, mai ușor.
mai știu. Ce să nu-i le are? Să luăm mașina și da, trebuie să-i vindem piesele vechi și să... trebuie să-i vindem piesele vechi, să știți. Și să le înlocuim cu ele noi și să le facem, să facem mașina tunată, să facem tunată. Și apoi aia va fi mașina noastră de curse. De curse. O să întorc camionul ăsta prost, doamne, camionul ăsta înapoi. Cred că aici, nu? Sau tab. Dacă nu o să-l avem noi în niciun caz, o să primim într-o altă misiune. Oh, nu, întoarcem. Ok, încercăm să fim amatori. Uite, pici. What? Asta-i tol. Ce țacă e asta, bă? Ok, hai să... Ok, nu o să mai dau peste microfonul ăsta. O să fiu concentrat și nu o să mai vorbesc. Bun. Ok.
încheiem pe aici și s-a terminat. În sfârșit, ducem și noi mașina asta acasă. Se descurcă. Nimic. Ok, o să dăm timpul înapoi, că mi-au zis băieții, dacă nu mă descurc cu un camion, știți ce a zis să-mi aducă? O mașină mică și ia camionul, uitați-vă. O să pun pauză și o să vină oamenii. Bun, băieți, mi-au adus băieți și mașina. Din câte puteți vedea, este mașina lor și asta chiar o să câștigăm. Știu, dar nu-l câștigam pentru că a zis că aș putea să-l câștig mai că pe preț și am zis, nu, mașina asta toată lumea o vrea și o să fiu primul pentru că da. Ok, asta nu trebuia să se întâmple deloc, băieți. Deci nu știu de ce mă alunec în halul ăsta. O să meargă singur, că... O, asta era la fixul lui. În sfârșit. Doamne. Să mergem acasă. Doamne, o să ducem mașina asta la reparat și... Întâi să scot mașina aia de acolo și gata, bă, băieți, gata. Ok, băieți, mi s-a blocat mașina acolo și de asta. Ok, cred că asta o să fie o problemă, băieți. Hai să dăm în jos. Așteptăm. Bun, aici o las. Hai să punem mașina. Asta de aici. Așa. M-am dat de acolo.
se vede che si canta. No, 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 noi bine, noi bine, noi bine, bon. Și acum hai să mergem în mașină și să-i dăm și să plecăm în sfârșit. Nu știu ce să fac aici. Bun, și o să băgăm pe automat că nu mai suport. Gata. Așa. Și de acum o să fiu concentrat să nu dăm mașina asta de aici. Să te biască să... De ce, mă? Băieți, o să pun pauză și o să ne vedem acolo, o să ne vedem acasă. Să ne vedem pe drum. Bun, băieți, am făcut și eu chestia asta și am pus cu efort până că, da, sigur nu mai reușeam și a doua oară, deci n-am... De ce să vă mint? Și tot la fel o să ne uităm, dar... Și când o să punem... Și o să ajungem acasă, liniștiți. Ne mai plimbăm cu mașina noastră veche și cam atât. Mașina asta o să o lăsăm pe platformă. Oricum, partea... A patra o să fie jos, pentru că o să dea băieții jos. De pe platformă. Cât noi ne plimbăm cu mașina. Nu vreau pe acolo, nu vreau pe acolo. Deloc nu vreau pe acolo. Aoleo. Să nu... Oh my god, oh my god. Deci nu trebuie să iau pe aurătura deloc. Mă duc pe vale. Și în episodul 4 o să băgăm poliție, pentru că da, o să devine din ce în ce mai greu, pentru că ați văzut, am băgat platformă, acum trebuie să mergem pe calele cele grele, pe căile cele grele, pardon. Oprim un pic, oprim un pic. Nu! Pun pauză și gata. Bun, băieți, am reușit și eu în sfârșit. Nu duc și noi acasă, că suntem aproape. Și-am pus-o și eu rău. Mă, bine. Să nu cadă atâta tot. Vreau să nu cadă. Uf, am avut noroc. O lăsăm pe platformă. Hai, băieți, ajutați-mă, așa. Așa, haideți, împingeți. M-a ajutat, băieți, să o împingem.
Uf, că nu mai pot. Hai, băieți, odată să mergem cu mașina noastră. Să facem noapte, că parcă până acum se făcea noapte. S-a făcut și noapte cât am stat. Nu mă doar și urechea. Asta mă refer. Mergem bă un pic cu mașina noastră sau nu, o ducem acasă și gata. Uite acolo frumusețea noastră. Să închidem ușa. De când am mai auzit motorul ăsta, bă, deci nu. Deci nu. Și un damage, doamne, iartă-mă. Și asta a fost episodul de azi. Nu o să-mi mai lipesc sau ceva, pentru că nu e de lipit episodul ăsta deloc. De când am mai condus mașina asta, doamne, îmi place prea mult mașina asta. Deci mașina asta are prea multe probleme cu clutch-ul. Cred că mașina asta de apăsat, ambuiajul dă-l spargi. Adică, acum pe bune. Uite și mașina noastră acolo. Cum stă ea la... Bun, băi, și ăsta a fost episodul de azi. La revedere, pa!